Salut, sunt Nick Barna și sunt make-up artist și trainer și predau cursul de machiaj la Dallas Go. Anul acesta, pentru prima oară, am predat un curs intensiv de machiaj, un curs care a ținut 5 săptămâni și trebuie să recunosc că am abordat acest curs cu mare emoție, gândindu-mă că fetele au de încorporat foarte multă informație. Practic, în fiecare zi am predat câte ceva, în fiecare zi ele au trebuit să mai adauge un element în machiajul lor. Tocmai de aceea mi-a fost teamă că la un moment dat ele se vor bloca și nu vor putea merge mai departe. Numai că nu s-a întâmplat așa, ba dimpotrivă, fetele au avut un rezultat foarte bun, iar pozele pe care le-am realizat în timpul cursului stau mărturie a faptului că ele au evoluat foarte mult de la primele poze pe care le-am realizat până la ultimele, văzându-se clar această evoluție. În urma rezultatelor bune pe care le-am obținut la acest curs și a cererilor pe care le-am primit în timpul cursului, am hotărât să continuăm în acest stil și să adăugăm la cursul intensiv de machiaj începător și modulul de curs intensiv de machiaj avansați. Acest curs se adresează deopotrivă persoanelor care își doresc să devină make-up artiști, cât și persoanelor care își doresc să învețe arta machiajului pentru a-și îmbunătăți propria imagine. Repet, este un curs alert în care în fiecare zi vom învăța ceva împreună. Este un curs care, normal, va începe cu începutul, așa cum este frumos, și anume studiul pensulelor, al accesoriilor, al produselor cu care fetele vor lucra. Vom învăța despre etapele aplicării unui machiaj și pașii corecți în aplicarea acestuia și vom studia, practic, machiajul de bază, convențional, și anume machiajul de zi, machiajul de seară, machiajul business, machiajul red carpet, de exemplu. Vom studia cele două tipuri clasice de machiaj ale ochilor, și anume machiajul de tip smokey eyes și cat eyes. Ne vom ocupa foarte mult de colorimetrie, care este foarte importantă în această meserie, care este relația între culori, ce înseamnă un machiaj în armonie, ce înseamnă un machiaj în contrast. Și, bineînțeles, vom termina acest curs cu o ședință foto în care fetele vor combina tot ce au învățat pe parcursul cursului într-un editorial în care să avem câte 4 poze pentru fiecare cursant și anume cele 4 combinații fundamentale în machiaj. De asemenea, foarte important la cursul intensiv de machiaj începător este faptul că studiem temeinic geografia feței. Reperele feței, ce înseamnă relieful feței, ce înseamnă forma ideală a unei fețe și cum ajungem la ea. De asemenea, ce înseamnă corecturile la nivelul ochilor și la nivelul buzelor. Cum ajungem la formele ideale? Bineînțeles, tehnica este simplă și o să o facem împreună pe parcursul întregului curs și anume corecția prin desen și corecția prin iluminare și umbrire. Cursul intensiv de machiaj avansați se desfășoară practic la fel ca cel de începător și anume pe o perioadă de 5 săptămâni în care ne întâlnim zilnic de luni până vineri, dar acest curs nu mai începe prin studiul pensulelor și accesoriilor și reperelor feței și așa mai departe. El începe direct cu tehnicile de machiaj. Ce îmi doresc de la acest curs este să îi scoată pe cursanți din zona lor de confort și să îi împingă un pic înainte către zona artistică. Asta îmi doresc cel mai mult. Îmi doresc ca ei să nu se teamă de culoare, să nu se teamă de produse și de aplicarea lor intensă, curată, bine definită, exact ca la un make-up artist. Tocmai de aceea acest curs este structurat fix pe tehnici de machiaj, tehnici în care vom folosi creionul, acuarela, fardurile grase sau fardurile cremă, accesorii de tot felul cu care să accesorizăm machiajele și de data aceasta machiajul nu va mai fi unul convențional, ci va fi unul orientat către zona de fashion.